Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale anunță epuizarea fondurilor europene pentru finanțarea infrastructurii secundare de irigații, disponibile prin intermediul submăsurii 4.3, investiții pentru dezvoltare, modernizare sau adaptare a infrastructurii agricole și silvice, componenta infrastructurii de irigații din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. În intervalul 1-6 iulie 2020, AFIR a primit online 95 de solicitări de finanțare în valoare totală de 92,77 milioane de euro. Alocarea financiară disponibilă pentru această sesiune de depunere a cererilor de finanțare este de peste 43 de milioane de euro, iar plafonul de depunere este de 65,55 milioane de euro, respectiv 150% din alocarea menționată mai sus. Organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații și federațiile organizatorilor utilizatorilor de apă pentru irigații pot obține, în cadrul acestei submăsuri, fonduri 100% nerambursabile, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1 milion de euro. Achiziția de echipamente de irigat este limitată la un procent de cel mult 30% din valoarea totală eligibilă a proiectului.